moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. La ce echipă? Acum activați? Eu sunt la Sportul Zdențeaz București, în prima ligă. Sunt antrenor cu portarii. Și sper să stau cât mai mult aici. De cât timp sunteți la Sportul? De 6 luni de zile. Și ce obiective aveți? În primul rând trebuie să scăpăm de retrogradare, să nu ne ducem în Liga a doua. Avem o echipă tânără, o echipă de perspectivă. E ok. Care sunt cele mai frumoase amintiri din perioada de la Zimbru? Sunt și cele mai frumoase amintiri ale mele, în general, plus cele din România, dar cele de la Chișinău au fost cele mai frumoase din viața mea și m-am simțit foarte bine, oameni calzi, oameni ok, am prieteni foarte mulți acolo, o să rămână Zimbru în inima mea tot timpul. Acum urmăriți activitatea echipei? Da, chiar m-am întâlnit cu cei de la Zimbru, încă fostul meu coleg Bălașa mai joacă încă la Zimbru, când era un copil. Mă uit după Zimbru tot timpul, am văzut că nu, de câțiva ani după ce ne-am plecat noi de acolo nu prea mai fac treabă. Păcat, era un club, eu când am plecat se construia stadion, era construit stadionul, am crezut că vor merge din bine la mai bine, dar m-am înșelat, se pare că e tamam invers. Merită Zimbru locul 3 sau poate merge ceva mai mult? După lotul actual și după ce joacă, merită locul 3. Dar depinde de patron, depinde de investiții. Dacă vrei să faci treabă la o echipă, trebuie neapărat să cumperi jucători buni. Iar Zimbru are o istorie și ar trebui respectată. Deci, în primul rând, ar trebui să ia jucători ca Zimbru să fie numărul 1 în Moldova, nu alte echipe. Nu Dacia, nu Șerif, nu alte. Alea sunt echipe care nu există, după părerea mea. Zimbru este numărul 1 în Moldova. De Zimbru s-a auzit în lume, în Europa și peste tot. Când ultima dată ați fost în Chișinău? Acum 2 ani de zile m-am întâlnit cu foști colegi. Am avut o treabă la Chișinău să văd, nu știu, era un meci de juniori. Și sunt amintiri plăcute. Mi-am adus aminte cu plăcere de Chișinău. De Moldova e un oraș foarte frumos cu oameni extraordinar și, încă o dată vă spun, a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Din acea perioadă, cu cine mai păstrați legătura? Din fotbaliști sau antrenori? M-am întâlnit cu Viorel, cu Frunză, am mai vorbit cu Igor, cu Oprea. Așa, nu prea, m-am întâlnit cu Anatolie Șarpe, care a fost atunci era director sportiv. Daniel Bălașa, care este acolo. În rest, nu prea cu mulți, dar m-am întâlnit cu Ruznac pe aeroport odată, deci așa, de câte ori am, dar îmi face plăcere să-i văd de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei. Aveți un mesaj pentru suporterii Zimbrului? Am un mesaj pentru suporterii Zimbrului, dar și pentru conducerea Zimbrului. Să bagem mâna în buzunar, să aducă Zimbru acolo unde este locul, pentru că așa e normal, pentru că cei mai mulți suporteri și cei mai frumoși suporteri Zimbrului are. E simplu și accesibil. Aleg cardul Bemol pentru că țin la confortul familiei mele. Vino și ia cardul tău gratis, pentru că merită pe deplin. Bemol.